A început sezonul petardelor și al artificiilor. Produsele pirotehnice folosite în perioada sărbătorilor de iarnă sunt spaima animăluțelor, mai ales a celor de companie. Atât proprietarii lor, cât și medicii veterinari spun că pisicuțele și căței suferă adevărate traume și pot ajunge pe masa de operații din pricina zgomotelor puternice. La Deva, iubitorii de animale s-au mobilizat și au semnat o petiție prin care cer administrației interzicerea comercializării acestor produse în oraș. Știu? Hai, mami, hai, mami, gata. Gata, că ești la mama. Hai, mami, hai. Hai, mami, hai. Hai, mami, hai. Hai, mami, uleiul că ne-am băgat la colecție acolo, mama. Cristina Hens are mai multe pisicuțe și cățeluși salvați de pe străzile din Deva. Tânăra spune că apropierea sărbătorilor de iarnă este un adevărat coșmar. Asta pentru că petardele și pocnitorile sunt folosite des și fără rost cu multe zile înainte de Crăciun. Se sperie foarte tare și se ascund, bine, nu toate, dar în general cele bătrâne, care sunt mai bătrâne, și se ascund, intră în stare de șoc. Trebuie tot timpul să stau, să alerg după ele, să le iau în brațe, să povestesc cu ele, să le liniștesc. Una dintre ele chiar face spume la gură și face adică din cauza fricii se face destul de urât. Noaptea de Revelion a ajuns un adevărat coșmar pentru toți cei din casă. Ați putut să plecați vreodată de acasă în noaptea de anul nou? Nu, niciodată. De când avem animăluțele, niciodată n-am plecat de acasă, pentru că din cauza petărzilor noi nu putem să le lăsăm singuri. Pentru că se sperie și fac foarte urât. Medicii veterinari confirmă trauma prin care trec animalele în momentul în care aud sunetul puternic al pocnitorilor. Ei spun că animalele de casă reacționează diferit în aceste momente. Se manifestă animăluțele? Animăluțele, în special căței și pisicile, simptomatologia lor este puțin diferită. O să încep cu căței. Cățeilor, de obicei, când aud aceste zgomote foarte intense, încearcă de cele mai multe ori să evadeze, să plece de acasă, din curte, să plece din casă sau se ascund în locuri unde cred ei că ar fi oportun și ar fi în siguranță. De multe ori ne povestesc proprietarii că sar la ei în brațe sau se urcă în pat și nu vor să se mai dea jos. Cam acestea ar fi la căței simptomele principale. Pisicile, în schimb, se manifestă în alt mod. Ele se ascund, încep să saliveze excesiv, preferă să nu mai mănânce, să nu mai bea apă, se ascund ori în dulap, ori sub pat, ori dacă sunt pisicuțe care stau afară, își găsesc anumite locuri și pot să de exemplu să intre în beci sau în garaj sau în locuri unde cred ele că zgomotele nu sunt cu o intensitate atât de mare și pot să se simtă mai în siguranță. Polițiștii spun că legislația în domeniul comercializării și utilizării produselor pirotehnice este extrem de restrictivă și trebuie respectată. Le reamintim cetățenilor principalele aspecte legale ce țin de utilizarea acestor articole pirotehnice. În primul rând, acestea sunt comercializate doar către persoane în vârstă de peste 18 ani. De asemenea, este interzisă folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situații: între orele 24 și 6, cu excepția perioadelor autorizate, precum și a evenimentelor de interes local, național sau internațional, în baza aprobării autorităților locale. La o distanță mai mică de 50 de metri față de construcțiile de locuințe cu până la 4 niveluri și la mai puțin de 100 de metri față de cele cu peste 4 niveluri, la o distanță mai mică de 500 de metri față de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalațiile de gaze. La o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice, petrochimice sau alte obiective ce reprezintă pericol de incendiu sau explozie. Comercializarea acestor produse către persoane care nu au împlinit 18 ani este infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă.